Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou joculeț pe acest canal. E bine, jocul de azi se numește I Zombie, adică eu zombie, eu sunt un zombie. Ok, și este un joculeț de tip indie, este un indie game și e foarte, foarte interesant. O să dăm start game, sunt, mă rog, jocul are 20 de level, am jucat eu cu câteva zile. Vreau să văd cum e și cum se mișcă și cum se vede. Mă rog, am făcut câteva teste. Deci, bă, jocul e foarte simplu. Adică eu sunt un zombie și un zombie cam urât. Și poți să controlezi din mouse sau din săgetuțe. Mă rog, o să controlezi din mouse. Bă, deci misiunea noastră e simplă. Deci trebuie să transformăm toți oamenii în zombie. Și sunt mai multe level. Ăsta este primul level, mă rog. Ăsta este tutorialul. Deci mergem lângă zombie și îl mâncăm. Îl mușcăm și îl transformăm în zombie. Cam asta e chestia. Next level. Deci, bun. După cum vedeți, aici sunt niște soldați. Mă rog, avem aici câțiva zombie. Primul level e foarte easy, mă rog, primele levele sunt foarte easy. Apăsăm pe A ca să atace. În fine, nu uitați și vă dă un like. Bineînțeles, dacă vă place. Bă, deci cam asta e, sunt o groază soldați, o să vedeți imediat. Am ajuns până la level 9. Uite, dacă mă duc la soldați, mă rog, dacă mă duc să mușc soldați, n-am cum. Pentru că ei au arme. Așa că trebuie să mă duc la oamenii ăștia să-i mușc, să-i mănânc, să-i transform, mai bine zis. Și după să-mi fac o mică armată și să sar pe soldați ăștia. Care au, nu știu, ceva... Bă, ce arme sunt astea? Nu știu, P90, AK-47, habar am ce arme sunt. Ia uite oamenii când fug, mă. Ia uite, bă, săraci, bă. Mă duc ambulanțiu și mănânc. Îi mușc. Gangbang. Ok, frumos. O să-i punem să tace. Mă rog, de fapt o să facem o șmecherie. O să apăsăm pe D să vină la noi. Ia așteptăm aici la colț. Și bam! Atacăm! Așa să facem, așa să câștigă la jocul ăsta. După cum vedeți, primele levele sunt easy. După deja devine extrem de greu. Jocul ăsta e de logică. O să vedeți imediat. Deci trebuie să te gândești cum să te duci pe un soi și chestii. Bun. Misiunea asta e... Bine, și levelul ăsta e cam simplu. Trebuie să mușc oamenii ăștia după să omor soldații. Și după să-l omor pe ăsta și... Savanți ăștia nebuni. Cu ochelari șmecheri. Îi mușcăm pe ăștia. Frumos. Apăsăm pe D. Nu. Fuck, l-am pușcat pe ăsta. Nicio problemă. Ia așteptăm la colț. Și bam, atacăm. Atacăm în linie, bam, bam, bam. Mușcăm pe ăștia. Și acum facem așa frumos un gangbang cu tipul ăsta. Gangbang cu zombie, vă dați seama. Ok, frumos, nice. Ăsta a fost cam easy. Da, bă, și jocul ăsta l-am pe Steam. M-a costat 50 de cenți, parcă. Deci să merită, cumpărați-l și voi. 50 de cenți e chiar foarte ieftin pentru... Adică jocul ăsta arată chiar bine. Nu mă așteptam. Da, cred că o să mă prind acum. Da, m-au prins. Să poate că nu facem așa niște chestii. Bam. L-am lăsat cu puțină viață, mă. Ok, cred că trebuie să-l așteptăm aici sau hai să-l mușcăm pe ăsta. Facem câteva șmecherii. Așteptăm să ne regenerăm, să ne regenerăm puțin. Trecem pe partea asta. Și-l așteptăm pe tip fix la colți. Și bam, atacăm. Atacăm, bam. Îl luăm și pe ăsta și încă unul. Hai să facem aceeași șmecherie. Fix la colți, mă. Bam. Perfect. Și am luat și 3 steluțe și am făcut și achievement. Nice. Ok, acum deja devine foarte, foarte greu. Dacă e să trec eu pe aceea tipul, o să tragă mine. Are range-ul destul de mare, ăsta vedeți. Și mă rog, nu cred că are AK-47, cred că are o armă semi-automată sau ceva, mă rog, nu știu. Deci, văd că deja de aici, de la jumate, devine... De ce în ce mai greu, așa că noi trebuie să-l mușcăm pe tipul ăsta. Să omorâm soldatul, să-l luăm și pe urâtul ăsta. De ce de să facem noi șmecherea? O să-l așteptăm la colț. Facem așa câteva chestii, bam. Ne rotim în jurul lui. Atacăm în forță. Ne oprim puțin. Atacăm din nou. Și haideți să câștigăm.
Perfect, mă. Perfect. Vă zic. Aici cred că o să murim aici. De fapt, nu. Hai că am luat-o și pe asta, mă. Chestia e că dacă e să mor, pierd level-ul. Am luat 200 luțe. E ok. Nici o problemă. Nu stau acum să iau 3 steluțe la fiecare level sau ceva. Acum deja devine în ce în ce mai complicat. Vedeți, soldații ăștia sunt roșii, sunt turbați. Așa că noi n-avem cum să-i mușcăm pe ăștia. Și plus că au niște arme super OP, deci trag, uitați-vă puțin. Trag foarte, foarte repede. Așa că noi trebuie să-i ocolim. Deci trebuie să-i ocolim pe toți și să ajungem la tipul ăsta, la savantul ăsta. Deci cam asta este misiunea noastră. Trebuie să omorâm savantul. Așa că băgăm mare speed. Și cred că o să ne prinde asta. Mamă, la fix, frate, la fix. Ah, nu la fix. Mamă, ce... Și a tras asta cu armă. E pușcaș marin ăsta. Haideți să facem din nou. Da, deci practic treci cam la limite, vezi? O să-l așteptăm puțin să ducă mai în partea pe acolo. Și băgăm mare speed. Ok. Hai că l-am făcut și pe staff-ul scamizii. 300 luțe, mă, frumos. Next level. Și de aici devine extrem de greu. După cum vedeți, soldații sunt cu roșu, deci... Mă, cred că aș putea să mănânc și pe ăștia, cred că aș putea să-i transform. Doar că e mai complicat. Ăștia trag mult mai bine cu arma și au niște arme mult mai bune. Dar haideți să încercăm o chestie. Facem și câteva chestii pe acolo, bam. L-am lăsat cu puțină viață. Hai să mă încercăm. O să-l așteptăm fix aici. Facem câteva chestii, câteva șmecherii, bam, și-l mâncăm pe ăsta, bine mă. Acum cred că ar trebui să-i omorăm pe ăștia. Pentru că aici sunt 4 soldați și e destul de complicat. Avem nevoie de zombie. Facem din nou o șmecherie. Îl așteptăm fix la colț, îl mâncăm și pe ăsta, îi mâncăm și pe ăștia. Bă, zici, atât de distractiv jocul ăsta. Și mai mi-a luat un joc, bă. Un joc pe Steam super ciudat. Bine, încă nu l-am, e super ciudat. Încă nu l-am jucat, mă rog, am văzut trailerul. Trebuie să-mi-l instalez. Nu știu, parcă era un euro sau ceva. Stai așa, nu. Uite, bă, ce zombie tâmpiți. Și mă blochează pe aici. Deci e un joc... În fine, o să vedeți în zilele ce urmează. O să apară un video pe canal. Deci trebuie să te masturbezi, practic. Adică e un simulator de labă. O să... Deci o să vedeți, băi. Bam, atacăm! Atacăm, atacăm! Luăm pe toți! Stai să nu mă ducă primul că mor! Mamă, ce era să mor! Hai că l-am câștigat și pe ăsta. Perfect! Next level. De aici devine extrem, extrem de greu. Deci, practic, trebuie să trec pe lângă soldații ăștia. Trebuie să trec la limită. Îi dau bice, îi dau blană. Cred că o să mă rotesc. Cred că ar trebui să-l mănânc pe tipul ăsta. N-am cum să omor soldatul singur. Adică e cam complicat. Așa că mergem aici frumos. Mâncăm pe tipul ăsta, apăsăm pe D să ne urmeze. Și trebuie să mergem să morăm. Ah, nu. Am murit ăsta, mă. Doamne, ce zombie tâmbi, s-a blocat în el. Mă rog, m-am blocat și eu în el. Nu mai contează. Haideți să încercăm să omorăm soldatul. N-avem cum. Aba, da, bă, lol, la fix. Da, chestia că avem nevoie de zombie ăla. Dar nu strică un zombie în plus. Da, ok, haideți să vedem. Hai să atacăm. N-avem nicio șansă. Eram sigur, adică n-ai cum, frate. Sunt 3 soldați și sunt super OP. Dar o să mai încercăm. Nu ne dăm pe toți. Așa de ușor. Și v-am spus că o să postez multe indie game-uri pe acest canal, deci nu o să fie doar Minecraft. Mă rog, în principal o să fie Minecraft. M-am blocat din nou ca prostul. În acea margine. Nici o problemă. O atacăm din nou. Ok. Easy peasy bam.
Trebuie să te rotești, cam asta e secretul. Bine, am transformat zombie doar că am murit și eu. Bă, bine, cam atât și cu acest episod. Sper că v-a plăcut, nu uitați să dați un like dacă vă place joculețul sau dacă mai vreți indie gamer în continuare pe acest canal, deci nu uitați un like și un share. Sper că v-a plăcut, pe data viitoare.